Tragerea la sorți a avut loc la Tribunalul Olt, iar biletele cu numele președinților și locțiitorilor au fost extrase de președinta instanței de judecată, Iuliana Dicu. În sală au fost reprezentanți de la Consiliul Județean, Prefectura Olt, dar și de la partide politice. Primii desemnați au fost președintele și locțiitorul Biroului Electoral Județean. Președintele la Biroul Electoral Județean, domnul judecător, slujitorul Tudorel. Locțiitor, doamna judecător, Oprea Liliana. Pentru Biroul Electoral Județean s-au înscris 5 judecători: Tudorel Slujitoru, Liliana Oprea, Florentina Stana, Silviu Ancea și Sorinel Vasile. Pentru Biroul Electoral de Circumscripție Slatina au fost aleși alți 2 judecători. Pentru Biroul Electoral de Circumscripție avem doar 3 judecători rămași. Președinte, Stana Florentina. Locțiitor, domnul judecător Vasile Sorinel. Președinta Tribunalului Olt a spus că locțiitorul Biroului Electoral de Circumscripție, judecătorul Sorinel Vasile, ar putea fi înlocuit întrucât acesta se înscrisese pentru Biroul Electoral Județean. A urmat apoi alegerile pentru președinții și locțiitorii celor 112 circumscripții electorale din județ, pentru care s-au înscris pe listă judecători și juriști. În perioada următoare va avea loc desemnarea președinților secțiilor de votare din județ. Alegerile locale vor avea loc pe data de 5 iunie, când cetățenii cu drept de vot sunt chemați să voteze pentru primari, consilieri locali și județeni.